Ne aflăm din nou aici la Lotus Chinese Therapy cu prietenul meu, cu Paul Caradan, osteopat, și o să discutăm despre un alt subiect interesant, și anume de ce ne accidentăm atunci când suntem obosiți, stresați, nu atât fizic, sau cel puțin credem noi că nu atât fizic, ci foarte mult psihic, mental, am spune noi, neatenția din cadrul antrenamentului sau a activității pe care o desfășurăm. Ca să vă spun așa câte ceva din viața mea și urmează să-l întrebăm pe Paul de ce s-au întâmplat lucrurile astea, am constatat că dacă aș pune un procent, cel puțin 90% din accidentările pe care le-am avut, atât în sport, cât și în cascadările de călare, cât și în antrenamentul sau, mă rog, în diferite momente ale vieții, nu au fost determinate de un anumit sau o anumită întâmplare exterioară, da, exterioară, ci au fost determinate mai mult de chestii micuțe, aș spune eu, neatenții sau momente în care, să spunem așa, ceva s-a rupt, da? Și nu am putut să-mi explic de ce în momentul ăla m-am accidentat mai tare decât în cazuri mai grave. Am avut căderi cu calul, am avut accidente cu mașina, în care am fost perfect, să spunem așa, conștient că se vor întâmpla, am acționat la momentul respectiv foarte bine și am scăpat cu o zgârietură sau cu aproape nimic. În schimb, în momente în care sau momente în care nu păreau să anunțe nimic grav, m-am accidentat mai tare. Și asta aș vrea să te întreb, de ce se pot întâmpla genul ăsta de lucruri? Se pot întâmpla și ele se întâmplă și sunt mereu un potențial de stres și de accident, pentru că iarăși apare această oboseală care ne influențează modul nostru de a acționa. Și oboseala e un topic foarte bun. Da? Acum, înainte să-ți răspund, îmi voie să-ți povestesc ceva din clinică. Da? Din cazuistică. Vin oamenii și spun, am probleme. Toți avem probleme. Bine. Am probleme. Mă doare spatele. Nu pe toți ne doare spatele. Și atunci întreb, de ce? Și aflu că, de fapt, în spatele unei dureri de spate, da, se află încă ceva. Exact ceea ce ai spus tu și ai punctat. Se află acea oboseală. Mm-hmm. Da? Se află acea oboseală cronică. Da? Ei, acum tu mi-ai spus că atunci când călărei s-au întâmplat niște mici accidente, da, mari accidente. Da, sigur. Și nu, lasă-mă să stau cu cai. Da, exact. Da. Și spun da, de ce. Tu înainte să călărești dimineața sau în ziua respectivă, repetițiile, nopțile duse până târziu, calul nu pierde nopțile. Da, da, da. Oamenii pierd nopțile, animalele nu. Da? Deci noi am vrut să fim mai ceva decât mama natură. Și am început să dăm peste cap natura. Când s-au lăsat seara, nicio problemă. Am prins lumina. Nicio problemă. Ca bioritm. Cât? Da. Bioritmul odihnește corpul fizic și sistemul nervos. În medicina chineză există acele ore ale organelor foarte importante în care organul se intră într-un proces de recuperare. Da? Și se auto, e ca un check-in pe care și-l face, o verificare. Noi trecem peste aceste momente. Noi dăm peste cap bioritmul. Apare această activitate pe minus, pe un minus de energie permanent. Oboseală cronică care ne influențează, da? Și care ne expune. De ce? Pentru că ne slăbește atenția. Nu poți să fii atât de bine când tu ești obosit. Nu poți să fii 100% da, clar. Aici, da, vorbim de o neatenție, dar ce aș vrea să punctăm este ceea ce mi-ai povestit vis-a-vis de impulsurile nervoase, da, și de impulsurile partea nervoase se desfășoară și ele se produc
Ele sunt ajutate de anumite secreții ale... Mm-hmm. Nu sunt cum sunt firele electrice, mm-hmm. sunt precum sunt firele, dar nu se transmite precum curentul electric. Da. Pentru că în capătul lor sunt niște... Deci sunt niște neurotransmițători mm-hmm. care sunt de fapt niște substanțe și sunt și niște receptori care reacționează la acele substanțe. Sunt efectiv cu o picătură și acolo se produce când reacție. Ești, da. Să zicem așa, ei, obosit, nu ai aceleași reflexe. Când apare oboseala, după ce insiști cu acel... cu acel impuls, mm-hmm. da, masa sensibilității, sensibilitatea în sine scade. Ah, ok. Și scade și scade ca o bătătură, se îngroașă pielea. Da. Da? Și cu cât scade mai mult, cu atât mai mult trebuie să forțăm mai mult să producem acel impuls, să producem acea reacție a corpului, mișcarea respectivă. Și o faci de 1000 de ori și a 1001 oară rămâi așa, nu mai poți să o faci. Nu mai poți să întinzi mâna. Da? Ei, despre asta este vorba. Și acel impuls nervos trebuie și el, adică trebuie corpul odihnit, trebuie luat vitaminele de rigoare, ca traseul să se facă tot timpul. Ca corpul să producă ceea ce are nevoie, acei neurotransmițători, da? Ca să ne știi ce să spune? Că, am călcat strâmb. Ai călcat strâmb... mai de mult, înainte de a călca strâmb, că de da, fapt asta se da, adică pe oboseală, pe stres, pe da, lucrurile nu mai... motricitatea scade foarte mult cu alte lucruri. Stresul și oboseala este un factor de bază în, mm-hmm. în accidentele sportive. Și la volan, și, mă rog, în echitație. De fiecare dată, în cluburile sportive mai ales, se practică foarte atent această perioadă de recuperare după sport. Am avut ocazia să lucrez într-un centru foarte mare de recuperare sportivă, nu în România, și acolo sportivii după antrenamente masive, deci epuizante, aveau pe lângă odihna și pur și simplu fără antrenamente, aveau și această perioadă, aceste ședințe de masaj, de reflexo, de osteopatie mai ales, da? În care ei se duceau, verificau structura, acei terapeuți veneau, interveneau, da? Corectau și lăsau corpul să se vindece. Dacă nu-l lași și nu-i oferi timp, degeaba faci corectura. De aceea și pacienții care pleacă de la osteopatie le spun: acum vă rog frumos, faceți câțiva pași, nu intrați în activități foarte antrenante, da. Tocmai pentru a lăsa corpul să-și facă autocorecția. Corpul uman, eu nu fac un tratament, eu nu fac ceva nou. Uh-huh. Adică eu doar susțin corpul. Precum și medicina clasică susține corpul. Mai mult sau mai mult. Mă gândeam că, vezi tu, acum nu toată lumea are o activitate sportivă, să zicem, ca mine sau ca cei care au activitate sportivă susținută. Majoritatea lumii se accidentează în activități cotidiene, dacă vrei. Da. Urca de scări, coborâ de scări, eu știu, a plecat după ceva și așa mai departe. Chiar dacă noi, ca și sportivi sau oameni care fac mai mult sport, considerăm necesar ca din când în când să mai venim la tuning, adică să mai să ne mai punem pe picioare, cu alte cuvinte, și să tratăm aceste uzuri, ce le-ai recomanda oamenilor, să zicem așa, care au activitatea obișnuită, de birou, de... Ce le-ai recomandat? Activitatea obișnuită, vreau să vorbesc un pic, foarte scurt, obișnuit nu există. Deci obișnuit nu există, pentru că activitatea obișnuită implică mâncat mult, mâncat la ore neregulate, mâncat foarte mult, nu mult, așa, și a nu face sport. Asta este o activitate obișnuită. Obișnuită. Da. Toată lumea. Ei, asta e neobișnuită. Da? Deci cum să prevină oamenii cu activitate neobișnuită accidentele de zi cu zi? I-aș invita să trăiască un pic obișnuit. Adică să-și respecte niște ore de somn, să-și respecte niște ore de masă, care sunt importante, să-și respecte cantitățile și cum să spun, când te așezi la masă și simți că te-ai săturat, păi ridică-te, nu trebuie să mănânci tot din farfurie, că nu trebuie să mănânci toată pâinea la masă. Pâine. Da. Sau pâinea, sau, da? Așa. Și după aceea, să nu uităm că acum câteva milioane de ani înainte să mâncăm, ne alergam după vânat. Corect.
Da? Azi nu mai alergăm. Mai am o slană, dar mai și coseam 2 hectare de... Mai întâi coseai că n-aveai timp că răsărea soarele și după aceea mâncai la prânz la ora la de dimineață, breakfast-ul era la ora 10, exact. Când începea soarele să arde și dormeai până la 3 jumătate după masă, sub stejar, și după aceea reîncepeai munca, dacă vorbim despre asta. Dar acum câteva milioane de ani, noi obișnuiam zilnic să alergăm, să facem sport. Nu o să... Eram nevoiți. Nu o să spun faceți activitate zilnic, dar aș putea să vă rog 2 ori pe săptămână. Nu este un capăt de România. Da, nu e asta. Deci e ceva... Până la urmă, lucrurile simple și în echilibru pot să preîntâmpi. Un echilibru asta de viață. Uzură prin stres, uzură sau accidentare datorită acestui... Se pot preveni foarte mult. Da. Se pot preveni. Ei, și să admitem că s-a întâmplat. Nici o problemă. Mergem, ne vindecăm și ne luăm o decizie azi pentru cum trăiesc azi, pentru că azi trăiesc schimbăm pentru mâine, azi pentru următorii 20 de ani și se schimbă și se menține acel program și să fim atenți că atunci când știm că vin perioade de greu, de efort în viață, să avem grijă să ne odihnim în avans. Exact. Să mâncăm în avans. Știi că multă lume adică se face bine calitativ, cu medicamente, da, exact, da. Sau cu vin la tine sau, mă rog, da. Și sunt tot soiul și de după revin la aceeași problemă, adică la același gen de viață. Pastila minune, nu există nicio terapie de pe acest pământ. Cheia se află în mâinile noastre. Și uneori pacienții pleacă așa cu o confruntare și zic, bă, ce chestie, adică puteam și eu să fac asta, da. Și li se pare simplu. Dar uităm, eu omenesc, uităm. De aceea, de multe ori, ei vin și pentru fiecare am ceva de corectat, de spus, de analizez această imagine a vieții lor. Frate, cuvinte, încerc să-i, dacă vrei să-i consiliezi numai pe problema acută, să zic așa, sau, mă rog, dacă a devenit deja cronică, problema clară pentru care vin ei, ci și cum să dacă vrei să preîntâmpine și să-și echilibreze cumva viața. Să-și asigure o funcționalitate. Exact. O funcționalitate bună. Perfect. Să sperăm că nu uitați. Nu o să uitați.